găsit cu știri pozitive la Moldova 1. Prima veste bună este că e primăvară și începem a admira trezirea naturii. Reporterii de la Știri Pozitive s-au aflat o zi alături de o echipă a spațiilor verzi și constatăm că datorită acestor oameni, capitala moldovenească este încă în mare parte un oraș verde. Din perspectiva ecologică, spațiile verzi urbane sunt un adevărat moderator al activităților umane. Studiile actuale arată că un hectar de pădure produce în medie 10 tone de oxigen pe an. O peluză de iarbă reține de 3-6 ori mai mult praf decât o suprafață nudă. Iar întreprinderea municipală, Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, contribuie la menținerea și curățarea capitalei. Oamenii acestei întreprinderi își fac munca uneori discret, uneori în văzul lumii. Poate că ar fi potrivit ca fiecare dintre noi să fim un lucrător al echipei de la Spații Verzi, pentru ca orașul nostru să fie mai curat, mai frumos și mai comod. Intersecția unor străzi muzicale, George Enescu și Eugen Coca, și prin apropiere de străzile Ștefan Neaga și Maria Tănase, se află parcul Dendrarium. Cu florile și plantele sale, el ne oferă o melodie reconfortantă pentru toate vârstele și toate simțurile. Să explorăm împreună serile Dendrariului, o adevărată arie, o arie naturală protejată de stat. De stat și de savurat în liniște, fără nunți și ceremonii. Acum, genofondul parcului Dendrariu oferă o diversitate de colecții care nu cedează renumitelor parcuri, așa ca Alexandria și Sofievka. El se consideră împreună cu grădina botanică o valoare inestimabilă a Republicii Moldova. Primii arbori și arbuși de aici au fost plantați la începutul anilor 50 ai secolului trecut, iar plantele sunt în mare parte flora Americii de Nord, Europei și Asiei. Parcul face schimb de semințe cu mai mult de 30 de țări, completând colecțiile cu plante noi. Peste 80 de oameni contribuie din 1993 ca parcul să fie unul unical, o oază verde în inima orașului cu un alt nivel de urbanizare.
Datorită lor, Dendrariu a devenit un templu al naturii, un loc de odihnă al locuitorilor municipiului, un refugiu unde poți admira și savura în continuu florele din ser, care nu ți însuflă nimic altceva decât sublimitate și rafinament. Acum îndreptăm pasul de la liniștea naturii la tipografie, acolo unde se tipărește în gălăgie ca să citim în liniște. La început vine omul cu ideea. Se lucrează imagine, textul, apoi se transmite la CTP, unde ies formele acestea, adică se, pe formă se depune toată imaginea. Laserul lucrează aici. Sub forma și în principiu fotografic. Pe urmă, forma aceasta se introduce în mașină de tipar, unde vopseaua se ia numai pe elementul fotografic, numai pe elementul care este închis. Restul, apa spală și vopseaua nu se lipește, ca pe elementele astea de altă culoare. Mașina de tipar în patru culori, că tipărește deja tipar culori, putem să spunem. În prima secție este negru, aici. Negru, albastru, roșu și galben. Și pe aici, între hârtia albă, în partea cealaltă este hârtie deja tipărită. Se introduc în felul următor în mașină. Asta este o mașină de format mic. Deja sunt mai mari plăcile, aici în cap imagini mai mari, imagini. Și asta este o mașină în două culori. Adică putem să tipărim ori sau negru sau oricare altă culoare. Aceasta este o mașină în format și mai mare, la tipărești 70%. Aici sunt deja 32 de pagini. Cam un caietel, spunem așa, întreg. Mașina aceasta tipărește pe o parte, pe automat și pe a doua parte. De aici, în hârtia, se tipărește pe o secție de tipar. La mijloc, hârtia se întoarce pe versou și se tipărește versoul la a doua secție. De din format mare. Ce face mașina? Eu vă demonstrez acum manual. Iată, o pliază în două. Apoi iarăși în două. Deja se pliește în patru. Încă o dată în 8. Și încă o dată în 16. Deci asta face mașina, la viteză foarte mare. Capabil să fac până la 15.000 de foi pe oră. Iată cam așa, produs finit, dar mașina aceasta iese. Următoarea etapă este tăiat. De obicei, ele sunt cusute sau pot fi tăiate.
stencilul normal deja, care putem citi, îl putem răsfoi. Dar mai este și altă metodă. Părite, sunt în mașină, se instalează în mașină. Mașina singură de strige pica, acum vedem cum merge hârtia. Următoarea etapă, aici se coasă, se pun scoabile. Apoi se îndoaie, se taie și este țelul finit. Țelile vom fi cu scoabi, cu broșură obișnuită este. Mergem mai departe. Și asta este o mașină de cusut. Țelile care le-am văzut mai înainte sunt de cusut cu oață. De cusut cu oață. Puteți să vedeți cum decurge procesul. S-au tipărit, s-au pliat, s-au cusut. Acum mai se pune coperta. Deci iată, asta e coperta și asta e principiul prin încleiere. Aceasta este o copertă subțire. Sunt cărți cu copertă groasă. De obicei le spun la cărți, coperta subțire spune la reviste. Asta este o revistă. Asta este o carte cu copertă groasă, cum vedeți dumneavoastră. Este deja și cusută, și încleiată, și o carte deja la gata, să spunem așa. Despre munca sa spune că a fost în ea mult romantism, dar și lucru greu. Este vorba de producătorul de film din Moldova, Valentina Plugaru, doamna care a lucrat cu Jackie Chan, Sean Bean, cu Emil Loteanu și lista marilor actori și regizori nu se oprește aici. Cel mai mult dintre filmele la care a contribuit ține la lăutarii, mărturisește ea, pentru că a învățat meserie. După lăutare au fost multe, multe alte filme, vreo 30 la număr, mărturisește Valentina Plugaru. Desor mă gândesc că altceva n-aș fi putut face nimic, fiindcă e după caracterul meu, după ceea ce sunt eu. Mult romantic a fost, dar și lucru greu a fost. Primul film la care am lucrat mai serios așa a fost Singurul fața dragostei, Gheorghe Vodă. S-a filmat actorii noștri, după cartea lui Busuioc, Singurul în fața dragostei. Și de atunci, după aia au fost Lăutare, la care am lucrat 2 ani, cel mai mult sunt la Lăutare. De ce? Fiindcă poate de atâta că atunci am și învățat și meserie. Totuși, cei bazele care au fost puse aici îți folosesc unde nu te duci. Pe urmă au fost multe alte filme. Când de curs de 30 de ani de lucru la studio, am lucrat la vreo 30 de filme. În fiecare an era cât un film. Uneori mă gândeam că de-am timp să mă mai odihnesc, dar cu păreri de rău sau cu păreri de bine, nici nu știu. Am lucrat. Am lucrat și cu Vasile Pascar, am lucrat și cu Valeriu Gajiu, cu Brescanu, cu Conunov, cu Loteanu. El, dacă vedea că omul e foarte serios, avea încredere în tine. Am avut norocul și am lucrat la un studio care lucra cu alt studio de la Moscova, prestări de serviciu pentru echipele străine. Și am lucrat primul an, în 94, am lucrat la Ialta, fost așa un serial Sharp, cu Sean Bean. Deci, studioul ăsta la care am nimerit eu, ECO,
lucrat cu englezii la Sharp, pe urmă am făcut cu americanii Termination Man. Pe urmă am ajuns, am avut norocul, că așa spune, am lucrat și cu Jackie Chan, tot la Yalta. Jackie, the CIA guy said you did great work. They were impressed. They said you'll have to work with them again. When I get a chance, yeah. All right. So you agree? You will stay on the case, okay? You may have to follow her to Ukraine. Oh, I promise this will be easy. Când mi-au spus că mergem la Yalta, cu că avem niște filmări cu Jackie Chan, m-am adresat la nepoțul meu. Măi, spuneți-mi, dați-mi ceva să văd, că ne ducem la Yalta să filmăm cu un Chan acolo, nu știu care. Vai, dar eu și-am putea străga, Valea, dar tu ce nu știi, ce nici Chan? Zic, nu știu. Și mi-au dat filme, mi-au povestit, pe urmă, când le-am adus la nepoți, le-am adus fotografii, Jackie Chan mi-a scris pentru Vika, pentru Jenia. Și erau foarte mulțumiți, dar eu eram ca un erou atunci când am venit și am lucrat cu Jackie Chan. A fost foarte interesant, în primul rând că venea toată lumea din toată Crimeea să-l cunoască, să-l vadă. Atunci când am lucrat era foarte amabil, cu toată echipa. Iubea foarte mult copii, îmi plăcea cum lucra echipa. Nu făceau nimic din me, adică așa încetșor cu banii noștri, străiești la un iluminator, adă lampa cu tare și cu tare, el îți vire peste două ore. Ăia fugeau tot timpul pe platou, erau în fugă. Deci a fost o experiență bună pentru noi. Filmam, deci pe 7 ianuarie am filmat și seara a fost Crăciunul rusesc, la care s-a servit mâncare chinezească și mâncare rusească. Și nu știam ce să facem, ne era fric să mâncăm mâncare chinezească, erau fel de fel de vierbi și nu știu ce acolo. Nu mâncau. Cel mai mare proiect care am avut, da, a fost Sharp. Pe urmă am lucrat tot cu englezii, Hornblower. Avem figurații undeva 300-500 de marinari. Deci marinarii englezi, marinarii spanioli, marinarii francezi. Dar figurația asta era strânsă din populația care era în timpul cealaltă la Yalta. Și mă ascultau așa pe toți, spunem, trebuie să stai pe platou, că uite că tu când ești pe platou, îi liniști și pace. Am mai avut un proiect foarte mare, Nomad s-o numit. Am lucrat 2 ani în Almata, Kazahstan. Șefii tuturor secțiunilor ăsta erau oameni vestiți, foarte profesioniști. Chiar Michael O'Connor, fiind pictor de costume, el a lucrat și la cu Russell Crowe, cum se numea, Gladiatorul, da? Se numea. Și a lucrat la multe filme, că după Nomad, el spune că sper că, făcând așa costume istorice, o să am Oscar. Dar Oscar o primit, dar după, mult după asta, pentru filmul Ducesa. Tot și-a avut Oscar. La platou e creație. Este în afară platoului, tu alergi fiindcă trebuie cu tare, cu tare, cu tare și nu vezi. Dar pe platou, nu, totul e... La platou se creează tot, și filmul și toate. Pentru tinerii cineaști, studiați, să aveți... să vă spun, să aveți baftă, să aveți noroc, să câștigați vreun proiect, dar... să nu vă dați bătuți și să lucrați, dacă chiar nu aveți de lucru, să lucrați asupra voastră, ca să, atunci când vine momentul, să fiți gata. Acestea au fost știrile pozitive din ediția de astăzi și putem reuși mai departe împreună, sugerându-ne și alte nume, situații, expediindu-ne imagini și vorbindu-le și altora că știrile pozitive există și ele pot inspira nu doar alte vești bune, ci și alte fapte bune. Să ne auzim de bine, Moldova!